Salutare! Astăzi suntem la filmarea videoclipului piesei Della. Piesă pe care ai cântat-o și la concertul de lansare a Lipiului Gothic, nu? Da. Acolo am cântat-o în avanpremieră. Moment publicitar. De unde noi am filmat și un documentar, 2DSC, Andy, au o călătorie în universul ei. Eu nu cred că l-au văzut. L-au văzut? L-au văzut, sigur. Am primit mesaje. Știu, v-ați emoționat. Și eu m-am emoționat, deci l-au văzut, sigur. Dar cine încă nu l-a văzut, se da. Poate uita la el. Găsește chiar clar. Aici. Pe YouTube, pe canalul lui de YouTube. Moment în care piesa s-a bucurat de un succes răsunător, fără ca voi să fi lansat varianta ei oficială și din acel punct, fiecare zi pentru tine, până în acest moment, când în sfârșit lansați piesa, a arătat astfel. Când scos de la Della? Și când scos de la Della? Când lansați piesa de la Della? O să recunosc, a fost un pic greu să o înregistrez pentru că piesa este destul de solicitantă atunci când cânt refrenul, trebuie să rămân în aceeași poziție vocală atunci când cânt. A fost un pic tricky, nefiind obișnuită cu tonalitatea, cu piesa în sine. Când am găsit eu poziția, m-am chinuit un pic, am tras mai multe take-uri, am răgușit, dar acum e ok. Ora merge și acum. Expresia face să fie un șoc de plictiseală, nu de supărare. Uite aici să filmăm. Camera merge. Și acum? Fac chestia asta și realizez cât de mult mi-aș dori să fiu actriță. Îmi doresc foarte mult să fiu actriță. Îmi doresc foarte mult să fiu actriță. E mult de muncă, dar e foarte frumos și e challenging și aș vrea să fac asta. Mai aproape, da? Mai aproape, mai. Cum a fost primul moment în care ai ascultat-o? Care a fost prima ta reacție? Mi-a plăcut foarte mult și acum încă îmi place foarte mult și ascult acasă. Ascult acasă încă și când am eu chef și vreau să mă simt bine sau îmi pun Della. Cred că o să o facă toată lumea. E o piesă care îți oferă o stare. Top! L-avem? E bombă! Uite! Hai! This is new me! Hai că am treabă toată ziua asta! Aoleu! Uite, hai că vreau să-mi faci camera! Păi tocmai! Am o grămadă, am etajul 15 complet! Camera merge. Piesă care îți dă o stare de bine, care ajută mult la tonusul tău de zi cu zi. E o piesă tot așa despre iubire, adică de cum v-am obișnuit, că atunci când o să mă apuc eu de un alt gen muzical, probabil o să fie wow, 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 wow. Dar până atunci, cred că o să declar foarte multe piese subiectul iubirii și pe celălalt despărțire. Camera merge. Diana? Yes. Cum ești? Ce faci? Bine, mi-e cald un pic, mă dor picioarele de la tocuri și încerc să-mi conservez, să-mi conserv energia, să nu o pun în conservă, să stau. Cam ăsta e creierul meu acum. Dar sunt deja la a treia știu, la a treia, da. Dar gândește-te că stai aici de la 11 și ceasul e 7. Deci e... 7:30 chiar. 7:30 chiar. Și atunci am nevoie de cât se poate de mult timp liber între ca să pot să mai îmi dau un restart când m-am prea apuc de scenă. Dar până acum tot a ieșit super. A, super, nu, super încântat. Undeva și îți iață clipul, da. Mă dor picioare. Da, pentru a patra scenă. A patra și ultima. Ceasul e undeva la... Cât e ceasul? 9. Mai avem o scenă. Dar cred că ce a fost super, super, super interesant a trecut și cel mai... Încă cel mai interesant, ci cred eu, cele mai obositoare cadre cred că au trecut deja. Și acum suntem un pic mai pe chill. Camera merge, 3, 2, 1 și acum. Yes.
tu ești în spate cu fetele, el va conduce, Alex okay. în față și dați-o tură, gen, să fiți în mașină ca să legăm noi cu ce mai punem apoi și cam aia. Ok, bombă, super. Hai să-i dăm. Suntem la ultima scenă. Asta este ultima scenă și terminăm cu ziua de astăzi. Da. În concluzie, a fost o zi extraordinară. A fost o zi cu monotonie, în prima parte a scenelor, cu care am făcut la extaz, multă energie. Și acum suntem pe Cileanu, mergem să ne plimbăm și cam aia e. Ceea ce mă bucur e că și terminăm la timp. Adică nu ne-am întins foarte mult cu filmările. Chiar am fost toată lumea super profi, a fost și ne-am încadrat în timp și toată lumea ajunge acasă la timp să se odihnească. So it's good.